Toată România crede în Dumnezeu. Însă credința despărțită de pocăință ne face niște oameni care declarativ, la nivelul minții, acceptăm că există Dumnezeu, dar faptele noastre îl necinstesc, îl dezonorează. Credem în Dumnezeu, dar trăim ca și cum n-am crede. Credem în Dumnezeu, dar trăim ca păgânii. Credem în Dumnezeu, dar nu se vede. Declarativ credem în Dumnezeu, dar practicant nu credem în Dumnezeu. Dumnezeu a spus, de ce spuneți Doamne, Doamne și nu faceți voia Tatălui meu care este în ceruri? Ce ușor credem în Dumnezeu, ce ne costă? Nimic! Dar să renunți la păcat, ce te costă? Mult! Ce te costă să nu mai minți? Ce te costă să nu mai furi? Ce te costă să nu-ți mai bați nevasta? Ce te costă să... Și lista continuă. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, nu ne folosește la nimic să acceptăm că Dumnezeu există undeva în cer, în timp ce toată viața trăim cu spatele la El. Cum e posibil ca un om să creadă în Dumnezeu și să nu citească Evanghelia aceasta? El ne-a trimis-o să o citim. Nu e o carte pentru preoți, e o carte pentru oameni. Și dumneata ești un om și eu sunt un om. Cum poți să crezi în Dumnezeu și să nu te rogi? Cum poți să crezi în Dumnezeu și să vorbești, să simți, să trăiești, să gândești urât și murdar? Dacă oamenii care cred trăiesc așa, cum mai trăiesc oamenii care nu cred? Dacă creștinii trăiesc murdar, cum trăiesc păgânii? Știți ce a spus Iisus când și-a început misiunea? Pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Știți ce a spus Ioan Botezătorul când și-a început misiunea? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Stimați prieteni, este ușor să credem, dar este greu să ne pocăim. Pentru că să crezi înseamnă să accepți că există Dumnezeu și atât.